Noi rămânem în zona financiară, ne uităm la scumpirile din ultima perioadă care au erodat prețul titlurilor de stat, iar românii au retras 4,1 miliarde de lei din fondurile mutuale de pe plan local în prima jumătate a anului 2022. Cel mai slab semestru din ultimii ani, din punctul ăsta de vedere, arată datele Asociației Administratorilor de Fonduri agregate de Ziarul Financiar. Pe fondul fricii legate de o posibilă recesiune, românii au preferat să iasă din aceste investiții și să meargă cu banii spre consum sau spre depozite bancare. Cea mai mare parte a retragerilor din semestrul 1 din 2022 au venit din fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix de 3,43 de miliarde de lei. Avem aici retrageri. Pentru comparație, retragerile din această categorie s-au ridicat la doar 918 milioane de lei în perioada similară din 2021. Discutăm subiectul cu Horia Gustă, președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri. Salutare și ne pare bine că vă avem alături de noi. Am vrea să vedem un pic pe baza datelor pe care și dumneavoastră le-ați publicat și pe care ZF-ul le-a analizat împreună cu noi. Vrem să vedem dacă românii au procedat corect în contextul actual, dacă au luat decizia potrivită în a-și retrage banii din aceste fonduri mutuale, de mai multe tipuri am văzut, în special obligațiuni, și mai ales de ce au luat decizia asta cumva, ce i-a determinat. Bine, cumva intuim, dar am vrea să vedem dacă suntem pe pista bună. Bună seara, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Sper că mă auziți bine. Foarte bine. Trebuie să privim puțin contextul mai larg care începe cumva cu anul trecut, aș putea spune, pentru că retragerile sunt un exercițiu normal pe care populația îl face atunci când avem un asemenea context de inflație odată, dar și al războiului care ne-a bătut la ușă la finalul lunii februarie. Și o să încerc să le explic un pic să avem ambele zone și să tragem concluzia corespunzătoare. Odată cu creșterea inflației a urmat cumva natural ca Banca Națională a României să crească dobânzile din piață și bineînțeles că și Ministerul de Finanțe a făcut-o în mod corespunzător, a crescut dobânzile la titluri de stat. Prin urmare, un administrator de fond care anul trecut avea instrumente ale pieței monetare sau avea titluri de stat, sau avea obligațiuni sau avea depozite cu randamentele de la acel moment care erau undeva 3-4%, s-a aflat în situația în care instrumentele lor cu dobândă 3-4% să nu mai valoreze în continuare la fel de mult pe o piață pe care se tranzacționează aceste instrumente, dintr-un motiv simplu. Veneau pe piață instrumente care aveau randamente mult mai mari. Și dacă ne uităm astăzi, și sunt la îndemână astăzi a multora, depozite cu randamente de 8%, titluri de stat cu randamente de 8%, ajungând la aceste randamente în decurs de un an. Să dăm orientativ un an. Deci dacă anul trecut aveam titluri de stat și depozite cu 3-4%, astăzi discutăm de randamente duble. Motiv pentru care ceea ce era în portofoliul fondurilor avea o consecință firească ca aceste instrumente să înceapă să nu mai valoreze la valoarea lor de piață. Să ne înțelegem, nu discutăm de riscul de neplată de către statul român pentru titlurile de stat sau de către emitenții de obligațiuni sau de către depozite la care erau plasați banii. Discutăm doar de faptul că instrumentele financiare din portofoliul fondurilor nu mai aveau valoarea aceea dintr-un motiv simplu. Există pe piață instrumente mai valoroase astăzi. Cum spuneam, titluri de stat cu dobândă de 8%. Ceea ce a dus ca o consecință firească ca valoarea unitară activului fondului în care existau plasați bani să înceapă să scadă ușor. Ceea ce s-a și întâmplat. Și poate că ăsta e unul din motive pentru care investitorii au constatat că valoarea lor în fiecare moment al zilei a început ușor să scadă.
Lucrurile ușor, ușor s-au atenuat și ne putem uita, m-am uitat chiar și eu în urmă cu în cursul zilei de astăzi, la evoluția unor fonduri mari cu expunere pe instrumente cu venit fix ale top 3 administratori de fonduri din România și constat că de la începutul, de la finalul lunii iunie, lucrurile au început să se așeze și deja putem observa o întoarcere a trendului descrescător al fondurilor cu această expunere, cum spuneam, a randamentelor fondului de la sfârșitul lunii iunie încoace. Deci, o consecință pentru retrageri a fost generată de faptul că aceste fonduri nu au mai generat randamentele pe care le așteptau, un lucru absolut normal într-o perioadă de creștere de dobânzi, de creștere de randamente de titluri de stat. Și ceea ce vreau să spun acum este că acest trend de scădere îl constat inversat de o lună și jumătate. Deci asta ar fi un motiv pentru care investitorii și-au răscumpărat banii și-au retras banii. Atenție, în principal, după cum ați spus și dumneavoastră în analiza făcută de dumneavoastră împreună cu Ziarul Financiar, în principal din fondurile cu instrumente cu expunere pe instrumente cu venit fix. Acum, la aceste lucruri s-a mai adăugat, cum spuneam, războiul de la care este la granițele României de la finalul lunii februarie, care de asemenea a generat cu siguranță o temere în rândul multor investitori. Și atunci soluția pe care au considerat-o la îndemână este aceea de a-și retrage banii. Sigur că s-au dus cu ei în consum, asta nu putem fi siguri, dacă investitorii fondurilor de investiții, administratorilor i-au retras de ei și au dus în consum, nu putem fi siguri. Sigur, putem fi siguri pe datele BNR care arată că a crescut consumul, dar nu putem fi siguri că banii de aici au plecat către această destinație. Deci există, cum spuneam, câteva repere care ne arată motive pentru care s-au retras bani din aceste fonduri. Acum, haideți să privim pe ultimii 3 sau 5 ani și o să constatăm că cel puțin că a mai fost un episod de acest gen de scădere în perioada pandemiei. Și dacă tragem o concluzie pe ultimii 5 ani, constatăm că există fluctuații în viața oricărui fond și că atunci când investim banii de care avem nevoie în 6 luni într-un an, putem să avem și aceste situații în care banii sunt mai puțini decât cei pe care i-am investit. De aceea, noi recomandăm tuturor: investiți banii de care nu aveți nevoie mâine, luați în calcul că într-o investiție există perioade de fluctuație, mai mici sau mai mari, depinde de amplitudinea creșterii sau descreșterii dobânzilor din piață. Și atunci ne întoarcem și ne uităm la poza mare. Deci poza mare ne arată că în ultimii 5 ani această evoluție a mai fost, s-a mai întâmplat, administratorii au fost foarte atenți, au ajustat portofoliile. Astăzi, pentru că trendurile s-au inversat de o lună și jumătate, sunt convins că există instrumente în portofoliul lor aliniate la dobânzile de astăzi. Și sigur, ca să închidem acest subiect, probabil că cine nu a avut nevoie de bani a greșit că a răscumpărat în această perioadă, dar fiecare știe mai bine bugetul personal și alegerile pe care le face. În regulă.